această seară, tema pe care cu ajutorul Domnului doresc să o dezbat se intitulează Răsplata celor credincioși, a celor pocăiți. Și mă rog din toată inima ca Domnul să-mi dea ușă de cuvânt Amen. și dumneavoastră să vă dea inimi deschise. Că aș putea să îmi dea, Domnul, Domnul, ar putea să-mi dea ușă de cuvânt, dar dacă nu sunt inimi deschise, aș vrea să primim cuvântul Domnului. Mă rog ca Domnul să dea ungere, mai ales că astăzi am primit un mesaj, un text message de la un frate, simpatic fratele, Domnul să-l binecuvânte. Și auziți ce îmi scrie el în text message. Fratele lui zice, aș vrea așa să vă destind un pic, să vă mai bucurați, că și așa sunt multe lucruri care poate vă întristează. Zice, uite ce s-a întâmplat într-o biserică. Un, un uh, copil a primit 2 dolari de la tatăl lui și i-a spus așa, tata, vezi când trece coșul de la colectă, să iei cei 2 dolari și să-i pui în coșul de la colectă. Copilul a luat banii, a pus în buzunar, coșul de la colectă a trecut, cum trece prin fața noastră, în fața fiecăruia, și copilul a uitat să pună bani. În cursul săptămânii, copilul s-a dus iar pe la biserică, la repetiții, s-a întâlnit cu păstorul și a zis, frate păstor, vă rog să mă iertați, tata mi-a dat 2 dolari să-i pun la colectă și am uitat să-i pun la colectă. Și vreau să vi dau la dumneavoastră. Păstorul s-a uitat și a zis, dar nu poți să mi dai mie, tu te dai la casier să-i pun în caseria bisericii. Nu, 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 frate, frate păstor, eu vreau să vă dau 2 dolari. Bine, și ce să fac eu cu, ce să fac cu 2 dolari? Ce să fac cu ei? Spune-mi tu ce să fac cu ei. Frate, știți ce m-am gândit? Tata tot zice că la noi în biserică predicatorii slabi. Și ca să nu mai fie slabi, vă dau 2 dolari, cumpărați-le de mâncare, frate. Ajutați-i. Simpatic, fratele. L-am înțeles. Frați și surori, la noi predicatorii nu slabi. Eu am peste 200 de pauze, nu vă spun cât, să vă fac curioși. Fratele Cornel, cred că se ține aproape. Și doresc ca Domnul să-L binecuvânte, mai ales, că, mai, ales că, mai ales că săptămâna trecută, deja a trecut în al 61-lea an, 61 și o zi acum. Domnul să-L binecuvânte mulți înainte și fără reparații. Și dacă mai sunt aici frați care au trecut, Domnul să-i binecuvânte pe toți. De fapt, toți trecem. În fiecare zi trecem. Așa că Domnul să ne binecuvânte pe toți. Aș vrea să ne dea Domnul ungerea lui. Cred din toată inima în inspirația pe care Dumnezeu poate o să o dea și astăzi oamenilor în transmiterea mesajului evanghelic. Și cred din toată inima că ungerea asta nu se face pe bani. Că putem să dăm oricâți bani. Că sunt oameni care aleargă după predicatori și dau bani. Ungerea adevărată vine de la Dumnezeu în urma unei pocăințe sincere, în urma unei întoarceri spre Dumnezeu și a umblării cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să umblăm cu El. Eu vă întreb, merită să fim pocăiți? De fapt, ce e pocăința? Ce este pocăința? Dacă te-ar întreba cineva pe stradă, tu ești pocăit? Dacă ai curaj, și nu faci din partea, din categoria celor cărora ale rușine să spună eu nu, numai tata și mama, dacă ai curaj să spui da, sunt pocăit și omul te va întreba în continuare, mă, și ce e aia pocăință? Ce o să zici? Pocăință înseamnă să fii penticostal. Pocăință înseamnă să fii baptist, botezat. Oare ce înseamnă să fii pocăit? Știu tinerii, știu copiii ăștia, ce înseamnă să fii pocăit? Știți care a fost prima predică a Domnului Iisus Hristos? Când el a început să predice Evanghelia, vă rog să citiți acasă, Matei 4 cu 17. Și prima predică a Domnului Iisus Hristos, prima frază în predica lui a început cu aceste cuvinte. Pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Toată luna asta am vorbit de pocăință. Și am aflat că pocăința nu e o religie. Că pocăința e o atitudine a inimii față de Dumnezeu. Că pocăință înseamnă umblare cu Dumnezeu. Că pocăință înseamnă nu religie, ci relație. Relație cu Dumnezeu. Relație cu frații. Că dacă am o relație bună cu Dumnezeu, dacă am o relație bună cu frații, atunci sunt pe calea despre care cânta corul. Pe calea îngustă e luptă. Plăceri și deșertăciuni pe ea? Nus. nu nu împodobită, nu înzorzonată, dar e dreaptă și e bună că duce în sus. Cântarea asta o cântau bătrânii când eu eram copil și fugeam prin biserică, că așa sunt uneori greu, eram uh, ca și copii, cum sunt copii cu un surplus de energie, greu de stăpânit, dar să știți că cu toate acestea, mi-au intrat în cap aceste cuvinte pe care le cântau bătrânii. Fără ca să aibă microfoane, fără ca să aibă amplificare, fără ca să aibă, știu eu, tot felul de sisteme de astea, de proiecție, cântau din toată inima. Și nu numai cântau. Cred că erau pe calea îngustă. Câți mai vorbim azi de calea îngustă? Câți mai iubesc biserici care umblă pe calea îngustă? Câți mai vor să fie membri la o biserică care merge sau vrea să țină calea îngustă. Câți? Se spunea despre Biserica Maranata anii trecuți că este o biserică ultraconservatoare. Și când am auzit lucrul ăsta, nu m-a jignit. Ultraconservator e mare lucru. După cum și ultralibertin e mare lucru. Dar aș vrea să ne uităm puțin la textul de față și să vedem, uitându-ne la acești Trei robi. Și uitându-ne la stăpân, să vedem ce și care va fi răsplata celor credincioși, celor pocăiți. Acum în textul acesta care l-am citit, în pilda aceasta pe care Domnul Iisus Hristos a rostit-o, chiar începe spunând că împărăția cerurilor se aseamănă, deci pilda aceasta vizează împărăția lui Dumnezeu. Și în împărăția asta lui Dumnezeu sunt robi, sunt slujitori care slujesc și care au un stăpân. Robii aceștia toți au același stăpân. Stăpânul într-o zi și-a chemat robii și le-a încredințat averea sa. Mare încredere. Biblia spune că unul i-a dat cinci talanți, altuia i-a dat doi talanți și altui i-a dat un talent. Deci pilda nu are de-a face cu oameni din lume, pilda nu are de-a face cu oameni care nu sunt din împărăția, care nu fac parte din casa stăpânului, ci pilda are de-a face cu oameni din casa stăpânului. Oameni care spus în slujbe, Aici Domnul îi numește robi, oameni care au responsabilități. Și acestor oameni, funcție de capacitatea, după cum a hotărât stăpânul, fiecăruia încredințează ceva. Unuia cinci talanți, repet, altuia doi talanți și altuia un talent. Stăpânul a plecat. Semnale de trezire. Cred că vine vreme grea. Și si cred că vrem vremuri grele. Dar nu pentru noi care suntem pe calea Domnului. Pentru noi care suntem pe calea Domnului, indiferent ce vremuri vin, dacă-l avem pe Domnul și si dacă rămânem credincioși, Domnul ne va da biruință. Aș vrea să ne uităm la pilda aceasta puțin, și dacă puteți să vă deconectați de sunetele astea alarmante că vin vremuri grele, și dacă puteți să vă deconectați și să, vă, să ne conectăm puțin cu această pildă despre care, pe care Domnul Isus a rostit-o, pentru că e vorba de noi, frați și surori. Credem noi că vom avea o răsplată. Vedeți cerului dacă se aduc celularele în biserică, pentru că toate celulele acum ne anunță că vine vreme grea și în Arizona se poate întâmpla și în Arizona să vină ploaie și să vină vremuri grele. Chiar dacă trăim toată ziua numai sub cer senin și ne plângem că e prea mult soare, după cum cei din Portland sau din Seattle să plâng că e prea multă ploaie. Aș vrea să ne uităm puțin la pilda aceasta și să vedem ce răsplată au cei care sunt credincioși. Pilda aceasta vorbește de faptul că sunt două cate categorii de oameni credincioși. o categorie activă și o altă categorie pasivă. Stăpânul i-a luat pe toți, i-a angajat pe toți, i-a acceptat pe toți și fiecăruia i-a încredințat o doză de credibilitate. Unul i-a dat cinci talanți, a zis, am mare încredere în tine, ia averea aceasta și fă ceva cu ea altuia i-a dat doi talanți și a spus, ia și tu din averea mea, fă ceva cu ea, lucrează. Și altuia i-a dat unul, deci fiecăruia i-a dat câte ceva. Și apoi stăpânul a plecat. Există două categorii de robi, în pildă. Categoria robilor activi și categoria robilor pasivi. Adică a celor indiferenți. Acelor care au primit și ei din partea stăpânului ceva, dar au luat talentul care l-au primit din partea stăpânului, l-au îngropat în pământ, crezând sau necrezând că stăpânul se va mai întoarce. Și, în caz că se va mai întoarce, totuși să nu rămân dator. Am să înapoiesc stăpânului ceea ce mi-a credințat. Numai că reacția stăpânului este diferită. Și Biblia vorbește de momentul când Domnul se va întoarce și atunci când Domnul se va întoarce, nu toți dintre cei care și-au zis pocăiți sau nu toți dintre cei care făceau parte din biserică vor intra în acea bucurie a stăpânului și am să, să vedem de ce. Vine o vreme când stăpânul se întoarce și va trebui să dăm socoteală. Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni 5 cu 10 că toți trebuie să ne înfățișăm în fața lui Dumnezeu și să dăm socoteală, să ne înfățișăm pentru judecată în fața lui Dumnezeu și a lui Hristos. Toți. Știți că Biblia vorbește de mai multe judecăți. Este vorba de judecata de la tronul arb. Teologii împart aceste judecăți în mai multe momente ale judecății și spun ei, sunt câteva feluri de judecate. Este judecata de la tronul alb. Judecata de la tronul alb nu are în vedere decât sfinții, cei care au ajuns în împărăția lui Dumnezeu, care sunt acolo cu Domnul și acum la judecata de la tronul alb, Domnul răsplătește pe fiecare credincios funcție de cât a lucrat când era pe pământ. Funcție de cât s-a consumat pentru lucrarea Domnului, Domnul este cel care va răsplăti. E judecata de la tronul alb. Se spune de un frate care era slujitor, am auzit personal această mărturisire, un frate care era chiar păstor într-o biserică, că într-o noapte a avut o revelație din partea Domnului, se făcea că a ajuns în împărăția Domnului, în cer. Și acolo, în împărăția Domnului, era așa de frumos, după cum scrie Biblia, încă mult mai frumos, că nu se poate descrie în cuvinte. Și cel care l-a dus în împărăția lui Dumnezeu. I-a spus, acum vreau să-ți arăt care este casa ta. Care este locul care tu ți l-ai pregătit, câtă vreme ai trăit pe pământ. Și îngerul Domnului l-a dus la o casă mică, o căsuță, că nu-i venea să creadă. Doamne, a zis el, dar am slujit pe pământ. Am păstorit biserica, așa zis numele biserice. Și mie îmi dai o căsuță așa micuță. Și s-a uitat el așa peste străzile acelea din paradis și a văzut o clădire frumoasă, o casă în cuvintele noastre, ca să înțelegem, o casă impunătoare. Și a zis, da, casa aia mare, a cui? că foarte curios. Și îngerul l-a dus la casa aceea mare și a spus următoarele cuvinte. Casa asta mare este a sorei și a dat numele. O soră din biserică, o soră în vârstă, o soră nebăgată în seamă, o soră care stătea undeva pe acolo prin spate, n-a cântat în biserică poate niciodată. N-a recitat poate niciodată. Doamne, a întrebat el, dar cum se face că sora asta are casa asta mare, clădirea asta frumoasă și eu am căsuța asta. Nu că m-ar deranja, dar totuși, care e secretul? Ce a făcut ea mai mult? Și slujitorul i-a zis, femeia aceasta, câtă vreme tu slujai, se ruga mereu pentru tine. Se ruga mereu pentru cei ce slujau la cântări, la predică. Se ruga mereu pentru cei care erau bolnav, se ruga, postea pentru ei și niciodată n-a spus nimănui. A făcut lucruri ascuns. A ajutat de multe ori pe mulți nevoiași și nimeni nu știa. Și prin urmare, aceasta este casa ei. S-a trezit, spunea fratele, nu mai este în viață acest frate păstor, a trecut la Domnul, s-a trezit, s-a pus pe genunchi și a zis, Doamne, dăm putere și ajută-mă ca să-mi schimb casa din cer. Să fac tot ce pot eu ca să pot să am și eu o casă cu mare această oră. Și nu numai eu, Doamne, mă rog, ci toată biserica pe care o păstoresc să aibă astfel de case frumoase în împărăția ta. Acest vis l-a motivat. Deci este judecata sfinților, judecata de la tronul alb. Apoi este o altă judecată despre care vorbește Biblia în Apocalipsa, judecata pământului. Știți că în Biblia, în Apocalipsa, scrie că Dumnezeu va trimite plăgi peste pământ. Dumnezeu va judeca pământul acesta. Pentru toate nelegiuirile acestui pământ, care le fac oamenii pe acest pământ, Dumnezeu va judeca pământul acesta. Este o altă judecată a lui Dumnezeu. Apoi este judecata finală a celor necredincioși, judecata celor ce l-au respins pe Domnul judecata celor ce l-au acceptat pe Domnul, au umblat cu Domnul o vreme și apoi -au, au renunțat la Domnul, s-au întors iar pe cărările lumii. Apoi va fi judecata prorocului mincinos și al fiarei. Și va fi judecata lui Satan, aruncat fiind în iazul de foc. Sunt mai multe judecăți. Dar în pilda aceasta, este vorba de acea judecată, dacă ar fi să o categorisim, să o punem undeva, o judecată de la tronul alb, judecată în privirea răsplătirii. Stăpânul este Dumnezeu, robii suntem noi. Dumnezeu este cel care ne-a încredințat anumite lucruri și aș vrea să vedem care este răsplata celor credincioși. Prima răsplată a noastră, a credincioșilor, este că Dumnezeu ne-a acceptat în casa Lui. Și ăsta este un mare har, frați și surori, să facem parte din casa lui Dumnezeu. Și tu și eu suntem robi, suntem copii ai lui Dumnezeu. Domnul Iisus a zis, nu vă mai numesc robi, că robul nu știe ce face stăpânul. V-am numit prieteni, avem aceste calități. Dar să nu uităm că noi toți facem parte din casa lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu nu înseamnă zidurile, clădirea aceasta poate să ne fie luată. Nu înseamnă că dispare Biserica Maranata dacă clădirea este luată. Biserica Maranata dispare dacă dispar membrii ei. Atunci dispare biserica. Și lucrul acesta este adevărat de Scriptură. Eclesiastul capito Evrei, capitolul 12, de la 18 la 25, și aș vrea să citesc ca să vă reconștientizez nu că nu ați ști. Să vedeți ce important este să faci parte din casa lui Dumnezeu. Să vezi ce important este să fii acceptat în casa stăpânului, să ai ca stăpân pe Dumnezeu. E un lucru extraordinar de mare. Vă rog să deschideți la Evrei 12 de la 18, vreau să citesc în jos. Voi, adică noi, nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul de trâmbiță, nici de glasul care vorbea în așa fel că cei ce l-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească. Pentru că nu mai puteau suferi porunca aceasta. Chiar un dobitoc, dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre sau străpus cu săgeata. Și priveliștea aceea era așa de înfricoșătoare încât Moise a zis, sunt îngrozit și tremur ci auziți de ce ne-am apropiat. V-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului cel viu, Ierusalimul Ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu judecătorul tuturor, de duhurile celor neprieniți făcuți de săvârșiți, de Isus mijlocitorul legământului cel nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați de Cel ce vă vorbește, căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe Cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vor scăpa noi dacă ne întoarcem de la Cel ce vorbește din ceruri, a cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta, voi mai clătina încă o dată cerurile și pământul. Noi ne-am apropiat de casa lui Dumnezeu, facem parte din casa lui Dumnezeu. Și ca om care faci parte din casa lui Dumnezeu, ca rob acel, acelui stăpân care a plecat și care credem că se va întoarce foarte curând, nu putem să ne comportăm oricum. Doi dintre robi au ales să fie activ, unul dintre robi aceia a ales să fie pasiv, să se comporte oricum, să facă ce vrea. A crezut că în casa stăpânului el poate trăi oricum, poate face ce vrea el. Că nu trebuie să facă ce a încredințat stăpânul. Că poate să fie leneș, că poate să fie așa cum îl descrie aici a Biblia, viclean, că poate să fie pasiv. Poate să fie. Dar până, până într-o zi. Frați și surori, nu știu câți, eu cred că toți de aici conștientizăm că Biserica aceasta este casa lui Dumnezeu. Că stăpânul ei nu este vreun om. Nici măcar vreo organizație, chiar dacă Biserica face parte dintr-o organizație. Că stăpânul Bisericii este Dumnezeu. Și, prin urmare, în casa lui Dumnezeu nu putem să ne comportăm oricum. Noi avem de dat socoteală în fața unui mare stăpân. Fă ce vrei până într-o zi. Dar într-o zi stăpânul te va chema la judecată. Fă sau nu face nimic. Ți-o dat stăpânul 5 talanți, ți-o dat stăpânul 2 talanți sau stăpânul ți-a dat un talent, Nu-i folosi. Îngroapă-i în pământ. Fă ce vrei. Dar într-o zi, stăpânul se va întoarce și va cere socoteală de talentul care ți l-a dat. Știi bine să cânți, dar nu vii să cânți. Știi bine să te rogi, dar nu te rogi. Știi bine că fratele de lângă tine poate trece printr-o situație grea și ai bani și ai putea să-l ajuți și nu-l ajuți. Știi bine că el are inima zdrobită, dar nu-i spui un cuvânt de mângâiere. Știm bine atâtea lucruri că trebuie să le facem și nu le facem. Aceasta nu înseamnă decât o îngropare a talentului, a ceea ce ne-a dat Dumnezeu în a face și nu facem. Și știți că sunt păcate de omitere și păcate de comitere. Binele pe care știi să-l faci și nu-l faci. Este drept un păcat înaintea lui Dumnezeu. Că nu trebuie neapărat să faci păcate mari ca să fii păcătos. Ci destul să știi să faci un bine. Să poți să faci un bine cuiva și să nu-l faci. Și faptul că nu l-ai făcut. Biblia declară că lucrul acesta este un păcat. 1 Timotei cu 15. Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei atunci când vorbește despre cum să fie diaconul, cum să fie prezbiterul, cum să fie slujitorul lui Dumnezeu, îi spune așa Dar dacă voi zăbovi, ți-am scris aceste lucruri, Timotei, ca să știi cum să te porți în casa Dumnezeului cel viu, stâlpul și temelia adevărului, să știi cum să te comporți. Frați și surori, avem mulți dintre dintre membrii Bisericii care nu știu cum să se comporte în casa lui Dumnezeu. Care nu conștientizează că aici este casa lui Dumnezeu, aici nu este un loc de întâlnire doar cu prietenii. Că aici nu vin să mă întâlnesc să fac business. Că aici vin să mă întâlnesc cu Dumnezeu, vin să împărtășie cu Dumnezeu. Că în casa lui Dumnezeu nu pot să-mi permit să fac alte lucruri, să-l sfidez pe Dumnezeu, decât să fac ceea ce îmi cere Dumnezeu să fac când mă, se roagă biserica, mă rog cu biserica, când cântă biserica, când când se predică, ascult, nu mă joc pe telefon, nu mestec gumă, nu vorbesc cu cel de lângă mie, pentru că este casa lui Dumnezeu. Asta este o răsplată care ne-a dat-o Dumnezeu, mare, și pe care nu știu dacă noi o conștientizăm, să facem parte din casa lui Dumnezeu. Când am stat și am citit pilda asta și m-am rugat Domnului ca să să-mi să dezlegi această pildă Să-mi descoperi această pildă Și am realizat ce mare har Să faci parte din casa lui Dumnezeu Și spune apostolul Să nu părăsiți adunarea Cum au unii Și-au făcut un obicei prost Nu părăsi casa lui Dumnezeu Nu pleca din casa lui Dumnezeu David a zis Doamne ce frumoasă e casa ta Ce frumoase scurțile casei Domnului Aș vrea să locuiesc acolo toată viața mea pentru că știu ce mare har să faci parte din casa lui Dumnezeu. Cât de important este să faci parte din casa stăpânului. Vine stăpânul, curând și va da răsplata. Nu numai această răsplată că am făcut parte din casa lui. Pentru asta e mare răsplată, dar de care avem o mare responsabilitate. Pentru că în Matei 7, 21 la 23, dacă pun întrebarea unui teologi, chiar Dumnezeu e tiran și va trimite el oameni în iad? Ce ziceți? Va trimite Dumnezeu oameni în iad? O, va trimite oare Dumnezeu chiar pe unii creștini și îi va lăsa să ajungă acolo? Auziți ce spune Domnul Isus în Matei 7, 21 la 23? Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? N-am scos noi draci în numele Tău? Și nu au făcut noi multe alte minuni în numele tău? Adevărat, le voi spune atunci: plecați de la mine, voi toți cei care lucrați fără de legea. Niciodată nu v-am cunoscut. De unde erau oamenii ăștia? Dumnezeu le-a făcut harul acesta să facă parte din casa lui Dumnezeu, dar prin alegerea lor și-au ales destinul veșnic. O a doua răsplată pe care robul trebuie să o primească este să fii lăudat de stăpân. Frați și surori, v-ați întrebat vreodată dacă Dumnezeu se laudă cu noi? te a întrebat vreodată în viața ta de creștin, sunt eu atât de plăcut încât Dumnezeu se laudă cu mine în cer? Sau nu te-ai întrebat? Eu m-am întrebat. Și am zis, Doamne, dacă ar fi să aud acele voci cerești, dacă ar fi să mă ridici într-o noapte până în slava ta, să nu văd, doar să aud ce ai zice tu de mine? Te-ai lăuda sau nu? Este mare răsplată din partea stăpânului și mai ales răsplată din partea, să primească robul din partea stăpânului, să fie lăudat. A venit stăpânul și a luat la judecată pe cei trei și pe doi i-a lăudat. Bine rob bun, bine rob bun. Iar pe al treilea n-a putut să-l laude. te a întrebat vreodată dacă Dumnezeu se laudă cu tine în cer? Biblia vorbește de faptul că Dumnezeu se laudă cu Sfinții de pe pământ. Iov, capitolul 1, versetul 8. Dumnezeu s-a lăudat cu Iov în fața lui Satan și a spus: L-ai văzut pe robul meu, Iov, nu-i nimeni ca el pe pământ, neprihănit, curat la suflet și se teme de Domnul. Un om cu care s-a lăudat Dumnezeu. Oare ce spune Dumnezeu de noi? Astăzi, în clipa asta, în cer. Curând vine Stăpânul ai această răsplată din partea stăpânului stăpânul să te laude că oamenii pot să ne hulească că oamenii pot să spună rele despre noi Biblia a spus, Domnul Iisus a spus când oamenii vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate bucurați-vă că răsplata voastră e mare în cer, că nu contează la urma urmii ce spun oamenii ci contează cel mai mult ce spune Dumnezeu ce spune Dumnezeu e capital și Dumnezeu nu s-a lăudat întotdeauna numai cu oameni sfinți, ci s-a lăudat cu oameni care au știut să se zmerească, chiar dacă erau păcătoși. Și vă dau un exemplu. Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 7, 36 la 50. Dacă nu s-a predicat din pilda asta și dacă nu s-a spus pilda asta de zeci de ori, de sute de ori de la anvoane, cine nu știe de Simon Fariseu și de femeia păcătoasă? Cine nu știe că femeia aceasta păcătoasă a intrat în casa lui Simon, că s-a aruncat la picioarele Domnului Isus, că a plâns, cu lacrimile ei a spălat picioarele, cu părul capului ei a șters picioarele Domnului. Și Simon stătea și judeca. Și zicea, dacă omul acesta ar fi un proroc, ar ști că femeia aceasta este o păcătoasă. Nu i-ar permite să se atingă de el. Dar Domnul Laudă gestul femeii. Am intrat în casa ta, Simone, și tu nu mi-ai dat o sărutare și zici că ești fiul lui Avram. Avram, strămoșul vostru, asta făcea. Când veneau străinii, îi îmbrățișau. Le spăla picioarele. Îi punea la masă. Dar tu nu mi-ai dat o sărutare. Tu n-ai făcut ce făcea strămoșul cu care te lauzi. Femeia aceasta, de când am intrat în casa ta, nu încetează să înspele spele picioarele și nu a, -a avut curajul să ceară un lighean cu apă, ci cu lacrimile ei. Mi le șterge cu părul capului ei. Păcatele ei care sunt multe, sunt iertate pentru că a iubit mult. Asta înseamnă să te de Dumnezeu. Dragul meu, ne place să ne lăudăm unii pe alții. Ne place să ne batem cu palma pe umăr. Dar mai mult decât orice aș vrea să fim interesați de ce spune stăpânul. Răsplata celui ce a fost pocăit cu adevărat va fi o laudă din partea Domnului. Bine, rob bun și credincios. Și răsplata celui care a zis că e pocăit și n-a fost pocăit. Nu va fi decât o mustrare aspră din partea stăpânului rob rău, viclean și leneș. Ai știut. Putem să știm foarte multe lucruri despre Dumnezeu. Putem să știm că Dumnezeu este aspru. Credeți că Dumnezeu este și aspru? Este. Cu toate că n-am vrea, dar este. Credeți că Dumnezeu este și bun? Este. Dumnezeu este și bun. Credeți că Dumnezeu poate să secere de unde ne-a semănat? Dumnezeu poate. El poate să facă ce vrea. E un Dumnezeu puternic. Noi știm foarte multe lucruri despre Dumnezeu. Dar nu important atât de mult să știi despre Dumnezeu, cât să umbli cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să umblăm cu El. O a treia răsplată care o va primi cel care este pocăit, deci prima răsplată care o primește cel care e pocăit, este că e acceptat în casa lui Dumnezeu, în casa stăpânului, mare har. Apoi, a doua răsplată e că e lăudat de stăpân. Și e mare lucru să te laude Dumnezeu. Apoi, a treia răsplată este că e avansat în slujire. Ai fost pus peste puține lucruri, dar acum te voi pune peste multe lucruri. Să rămâi mereu lângă stăpân este un mare har. Un mare har din partea lui Dumnezeu. Vedeți, în, în cultul pentecostal. S-a făcut așa un regulament. Și la început am ripostat când am auzit regulamentul. De exemplu, studenții care termină Institutul Teologic să nu fie ordinați imediat păstori, ci să, să slujească 5 ani, dacă bine mă amintesc, ca diaconi, apoi, după aceea, un an de zile să fie ordinați dacă slujești 5 ani bine ca diacon, după un an să fie ordinat prezbiter și apoi după un an de slujit ca prezbiter să fie ordinați păstori dacă există o biserică care îi cere și care îi vrea ca să fie păstori ai bisericii. La început mulți au ripostat dar stând bine și gândindu-mă observați stăpânul acesta este înțelept nu ne dă, nu le dă slujitorilor lui slujbe dintr-o dată, nu îi pune dintr-o dată să fie peste multe lucruri responsabili ci mai întâi îi formează. Le dă responsabilități mici. În Biserica Domnului, să știi că se începe de jos ca să mergi în sus. Vrei să fii dirijor de cor dintr-o dată, dar poate niciodată n-ai cântat, n-ai început chiar de jos. Niciodată n-ai slujit, Niciodată n-ai făcut o lucrare care nu ți se pare importantă. Uite că Dumnezeu pregătește slujitorii. Și îi pregătește bine, spune că le-a încredințat, le-a dat mici responsabilități. Apoi a venit, i-a verificat, i-a judecat, a judecat lucrarea care au făcut-o și apoi a avansat. I-a pus mai sus. Așa lucrează Dumnezeu. Doamne, am auzit rugându-se. Doamne, ajută-mă să fiu un proroc ca Ieremia. Vai, aș vrea să avem proroci ca Ieremia. Dar nu uita că Ieremia a fost un proroc pregătit bine de Dumnezeu. Tu vrei să fii proroc ca Ieremia, dar vrei să treci prin ce a trecut Ieremia. Să fii deportat de acasă, dus 70 de ani departe de țara de naștere de la o vârstă destul de fragedă să încep să profețești și să profețești nu pe placul poporului, ci tot contra poporului. Și oamenii ăia, judecătorii lui Israel, bătrânii lui Israel, să se uite la tine cum te scrie el cu fețe de cremene. Adică așa, duri. Să-ți dorească moartea. Și când vin invazii din afară care să atace rămășița aia dusă undeva în robie, tu să rămâi singur și să cazi în mâinile dușmanilor, să te abandoneze frații tăi. Ai vrea? Să fie aruncat într-o fântână fără apă, să stai acolo, să fie aruncat apoi într-o cameră și hrănit din ulița brutarilor cu o pâine numai pe zi sau nici măcar o pâine. Ai vrea? Noi mulți am vrea să fim cum au fost profeții, dar nu să, să trecem prin ce au trecut ei. Dumnezeu ca să-l facă pe David împărat, știți de unde l-a luat? De la oi. Mai întâi a fost un cioban, Păi care din politicienii de azi se gândesc, se gândesc să-și creioneze cariera politică începând de la a fi ciobani? Ce stat, ce țară și-ar mai pune pe un, un, unul să fie împărat când au auzit, bă, ce-o fost ăsta la început? Unde o absolvit? La o oi, la stână, o văd ciobani, mă. Păi pe ăsta să-l punem noi președinte, pe ăsta ne ciomăgește. Dumnezeu sfidează lucrurile lumii. Și spune apostolul că Dumnezeu a ales lucrurile slabe, ca să facă de rușine pe cele tari. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Iată că una din lucrurile mari pentru Rob este că va fi avansat în slujire. Și bine este Domnul să facă avansări în slujire în casa Domnului. Că istoria Bisericii cunoaște o perioadă întunecată când Biserica, fără să aștepte ordinul stăpânului, și fără să se consulte cu stăpânul și a promovat oameni, i-a pus în slujbe, de fapt, n-au făcut decât să regreseze Biserica, nu să progreseze. Fapte 13 cu 2: Biserica primară a fost o biserică care a așteptat întotdeauna ordinul stăpânului și a zis Duhul Sfânt: Puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care am chemat. Și fiindcă au ascultat de glasul stăpânului, și au lucrat în conformitate cu cerințele lui, biserica a progresat. Nu a regresat. Dar pe parcurs, biserica a regresat. Pentru că n-a lăsat ca stăpânul să pregătească, să formeze oameni, ci oamenii s-au grăbit. Iată că una din răsplătirile pe care Domnul le va aduce pentru cei care au fost pocăiți cu adevărat, este că Domnul îi va avansa în slujire. Îi va avansa în împărăția lui. Ai fost credincios peste puține cetăți, te voi pune peste multe. Știți ce spune profetul Daniel? Cel care, cei care au învățat pe alții să umble în lumină vor străluci cum? Ca stelele. În viac și în veci de veci. Va fi un progres. Și ultima răsplătire, timpul s-a dus. Fiecare va fi răsplătit pentru munca care a depus-o. Credeți că celui cu cinci talanți a fost ușor să mai aducă alți cinci talanți. Cei care muncim, știi ce greu e să faci un profit? Pentru ca să faci un profit, trebuie să muncești foarte serios. Trebuie să fii foarte serios ca să faci un profit. Nu poți să-l faci așa stând. Sunt foarte mulți care se uită la alții și zice vai, dar câte case are! Vai, dar el nu merge nici, nici măcar, nu vrea să-și cumpere o casă, nici măcar nu vrea să lucre, nu vrea să facă nimic, ci mereu, mereu să plânge de altul care are. la lucră! lucrează și tu. Începe și tu să faci ceva. Și tu poți. Nu i-a fost ușor celui cu cinci talanți să mai aducă cinci talanți. Ăla cu doi talanți crezi că i-a fost ușor să mai aducă alți doi talanți, să facă un profit. Nu i-a fost ușor. Dar și-a pus energia, și-a pus timpul, și-a pus puterea, și-a pus tot ce a putut în slujba stăpânului ca să-l facă fericit pe stăpân. Și astfel a adus profit. Și ce poate fi mai mare fericire pentru stăpân decât atunci, când dacă toți ne-am pune talanții, 5, 2 sau 1, în slujba stăpânului, ca să aducem profit, și când vorbesc de profit, nu mă refer la un profit financiar, ca să nu ziceți că vă cer iară bani, că nu la asta mă refer. Mai sunt încă locuri goale în biserică. Știți că noi suntem cei care putem să-i aducem pe alții în locul acesta? Că Domnul poate să-i mântuiască, dar noi atâta măcar să-i invităm cât dintre, câți dintre noi ne-am pus talentul, talentul în negoț. Să facem lucrul acesta. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Uneori nu este ușor ca să muncești pentru profit. O psalmul 126, versetul 5 și 6 spune Cel ce aruncă sămânța plângând va se cera cu cântări de bucurie. N-a fost ușor nici pentru cel cu 5, nici pentru cel cu 2. Dar a venit stăpânul și le-a răsplătit munca. Nu există lucrare făcută pentru Dumnezeu să nu fie răsplătită. Nu există bani dat în numele Domnului să nu se întoarcă înapoi cu binecuvântări. Nu există o mână întinsă. Nu există să pui mâna să ajuți pe cineva și Dumnezeu să rămână pasiv să nu răsplătească. Orice muncă pe care o faci pentru Domnul îți va fi răsplătită. Aș vrea să continuăm să lucrăm. Pentru că Biblia spune că după multă vreme, stăpânul s-a întors. Al treilea, rob poate nici n-a mai crezut că se întoarce stăpânul. Cei doi au muncit până la întoarcerea stăpânului. Dumnezeu să ne ajute să nu slăbim, să nu obosim în facerea binelui. Am citit undeva despre Paganini, probabil că ați auzit sau nu de Paganini. Undeva la sfârșitul secolului XVIII, începutul secolului XIX, atunci a, a apărut el pe scena asta a lumii. Paganini este un compozitor de muzică și a fost unul dintre cei mai importanți în Italia. Se spune că într-un concert, unde Paganini a cântat, el era vioara întâi, apoi acompaniat de o orchestră, trebuia să cânte, la un moment dat, în timpul concertului, în timp ce cânta pe vioară, pentru că era bun violonist, cel mai bun violonist, de fapt, și astăzi este considerat cel mai bun, în timp ce cânta s-a auzit o pugnitură, a pușcat o cordă. Și dintr-o dată, orchestra și dirijorul s-au oprit, că s-au temut, că dacă s-a rupt o cordă Paganini nu mai poate continua și prin urmare concertul i-a peste cap. Paganini a continuat să cânte. Apoi în timp ce cântau, a fost încurajat și dirijorul și orchestra și au început să cânte în continuare. În timp ce cântau, s-a auzit o altă pocnitură. I-a pușcat o altă cordă. Și iar s-a oprit dirijorul și iar s-a oprit orchestra. Și au zis acum chiar că nu mai poate cânta. Dar Paganini a continuat să cânte. Dirijorul și orchestra încurajată au început în continuare să cânte. Au continuat partitura. Și apoi, într-un final, iar a pușcat o altă cordă, a rămas doar cu o singură cordă. Și s-a gândit dirijorul și orchestra, fai, ce neșansă, ce ghinion, cu o singură cordă nu mai poate cânta Paganini orice ar face. Și miracolul Momentului de atunci. Paganini a cântat partitura cu o singură coardă, ca și cum le-ar fi avut pe toate celelalte intacte. Sala a sfârșit prin aplauze și a rămas și este unul dintre cei mai ilustri violoniști. Dragul meu, poate ți se rup multe din corziile vieții de care te-ai ancorat, dar este bine să luptăm până la capăt, pentru că într-o zi vine stăpânul pentru răsplătire. Și răsplătirea celor pocăiți, celor credincioși, nu va fi dezamăgire, ci binecuvântare. Dezamăgire va fi pentru cei care au zis că sunt credincioși, au fost printre frați, dar nu cu frații. Au fost în casa stăpânului, dar n-au lucrat pentru stăpân. Ci mai bine au stat pasivi. Dumnezeu să ne trezească, să nu fie unul dintre noi, ca acel rob, rău, viclean și leneș ci să lucrăm pentru împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Vă invit din toată inima să facem o rugăciune. Și în rugăciunea aceasta să-L întrebăm pe stăpân, Doamne, ce vrei Tu să fac cu ceea ce mi-ai dat? Descoperăm și ajută-mă să fac. Amin.